Pentru România! Să trăiască România! În primul rând, mă alătur și eu celor care au vorbit până acum și din toată inima doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să văd atâta mulțime aici, să dovedim solidaritate față de această familie Bodnariu și nu numai față de această familie. Dumneavoastră știți, cei mai mulți sunt zeci de familii și chiar zeci de copii luați de familii, de la familii de români. Dar nu suntem doar pentru aceștia aici, ci am vrea să mijlocim în fața acestor autorități și în fața acestei organizații să-și reanalizeze punctele de vedere și dacă într-adevăr vor să vină în ajutorul copiilor, să fie cu adevărat aceasta pe prim plan și nu altceva ce stă în spatele de fapt a acestei organizații. Și dacă urmărim binele copiilor, atunci vom căuta întotdeauna să lucrăm cu părinții. Chiar dacă uneori se strecoară poate greșeli minimale, nu vom condamna părinții, pentru că știm că pe pământ niciun om nu este perfect, nici organizație nu este perfectă, ci doar Dumnezeu este perfect. Așadar, noi credem că, așa cum s-a spus, părinții sunt direct responsabil pentru creșterea copiilor și dacă o organizație care apără drepturile copiilor vin și răpesc copiii din brațele părinților, din stat și din capul locului, se încalcă principiul care Dumnezeu și care societatea până acum l-a înălțat, l-a pus la rang de cinste și așa credem că este normal. Părinții să-și crească copiii. Dacă în unele familii este sărăcie, dacă în unele familii este boală, dacă în unele familii sunt anumite neputințe, poate chiar de ordin psihic, aceasta nu înseamnă statul sau organizația aceasta să vină să răpească copiii și să-i dea pe mâna altora cu scop ca acestor copii să le meargă bine. Noi știm că dragostea unei mame sau unui tată care știe ce înseamnă iubirea de copil nu poate fi înlocuită cu nimic altceva decât părinții pot să fie cei ce să dea, într-adevăr, afinitate, sensibilitate copiilor și să știți. Doar în felul acesta vom putea avea o societate normală și sănătoasă în viitor, dacă vom susține părinții să-și crească copiii, dacă vom susține părinții să fie alături de copii tot timpul. Ne îngrijorează atitudinea aceasta a acestei țări și poate chiar a mai multor țări în care tot mai mult se subestimează familia, tot mai mult se subestimează părinții, spunându-se că copiii pot crește oriunde. Da, pot crește oriunde, dar să știți că vor face mari catastrofe când ei vor fi majori, pentru că sentimentele dispar, egoismul va crește la culme și oamenii nu vor mai ști respectul unul față de celălalt. Doar în familie, acolo unde este dragoste, acolo unde este iubire, acolo unde este înțelegere, iertare, acolo unde totul se simte așa cum e normal, în familie, doar acolo se pot cristaliza și pot să crească adevăratele virtuți. De aceea susținem acest lucru. De aceea suntem astăzi adunați aici să solidarizăm cu această familie Bodnariu și nu numai cu aceasta, ci cum spuneam, cu toate familiile, indiferent de naționalitate, cu toții susținem reîntregirea acestor familii. Cu toții susținem copiii să fie dăruiți din nou acestor familii pentru a-i crește și dacă statul și această organizație care vrea să aibă în vedere copiii să se îngrijească îndeaproape și împreună cu părinții, să, acolo unde trebuie să fie mai mulți bani, organizația aceasta să doneze părinților bani, acolo unde trebuie susținere de altă natură să fie făcută susținere. Dar nici de cum copiii să fie luați
de la părinți. Este o tragedie pe care o trăiește Europa la ora actuală. Este o tragedie care am vrea să se pună capăt la ea și această organizație să schimbe felul de a percepe nevoile, felul de a aplica legile și să fie mai cu suflet, mai cu inimă pentru părinții aceia care li se rup inima când copiii sunt smulși din brațe. Dumnezeu să aibă milă! Cu prilejul acesta doresc să mulțumesc și autorităților austriece. Cei mai mulți de aici probabil suntem și cetățeni austrieci, dar nu are această importanță. Mulțumim că ni s-a aprobat să venim aici și în nădejdea că și Austria va susține drepturile copiilor într-un mod normal, insistăm la aceste autorități austriece să facă demersuri pentru ca toți copiii luați din familii pe nedrept să fie dăruiți din nou acestor familii. Știm că această organizație nu se bucură de ceea ce noi facem astăzi aici în stradă și de ceea ce au făcut alții zilele trecute, de ceea ce vor mai face alții în zilele următoare, dar am dorit prin aceasta să înțeleagă, noi protestăm în mod pașnic, nu amenințăm pe nimeni, decât insistăm la adevăratele valori ale familiei să fie din nou puse la loc de cinste. La copiii noștri ne gândim și vrem să crească într-o armonie bună, vrem să crească lângă părinți și să susținem familia, nu să o desmembrăm. Aceasta este dorința noastră și pentru aceste asociații. Aici în stradă, la nivel diplomatic, căutăm să împlinim ceea ce ne este dat ca cetățeni liberi să putem face. În bisericile noastre, acasă, sigur că fiecare suntem chemați să ne rugăm pentru această familie și pentru toate celelalte familii la care au fost luați copiii și împreună, mână cu mână, pe de o parte, mijlocind înaintea lui Dumnezeu, pe de o parte, folosindu-ne de dreptul de cetățeni a Europei, dorim să mijlocim și într-o parte și într-alta ca acești copii să ajungă din nou în mijlocul părinților. Dumnezeu să dea binecuvântare! Wir glauben auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir verstehen, dass die christlichen Werte die einzigen sind, die eine Familie gesund erhalten. Dass die christlichen Werte es sind, die Kindern auch wirklich diese Geborgenheit geben, die sie brauchen, um aufwachsen zu können. Und nicht der Säkularismus unserer Zeit kann eine Antwort geben für Familien. Und darum machen wir uns auch mit euch solidarisch. Denn wir sind auch Eltern. Ich habe Kinder und Enkelkinder. Und deshalb weiß ich, wir als Eltern sind nicht vollkommen, auch als christliche Eltern nicht. Wir machen manche Fehler, aber trotzdem glaube ich immer noch, dass es das Wichtigste ist, dass die Kinder bei ihren Eltern sind. Kinder brauchen ihre Eltern. Es gibt nur eine Antwort, nicht perfekte Eltern. Auch hier richten an die Behörden in Norwegen, auch als Christen hier in unserem Land. Findet einen Weg, um diese Familie wieder zusammenzubringen. Stimați creștini, vreau să vă salut pe toți, indiferent de confesiunea care o avem, în numele Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Din mai multe orașe ale Austriei ne-am adunat aici în Viena să fim alături de familia Botnariu și vrem și noi să ne alăturăm tuturor celor care protestează și în alte orașe ale lumii și vrem din toată inima să le rugăm pe Dumnezeu să ajute și să lucreze El ca copiii din familia Botnariu să se întoarcă înapoi.
Pentru că am posibilitatea să vorbesc, aș vrea să transmit un cuvânt în mod special Guvernului României să se implice în mod deosebit în familia Bodnariu și să facă tot ce se poate face să se întoarcă copiii înapoi în familie. Apoi vreau să transmit un cuvânt președintelui României, domnului Iohannis. Domnule Iohannis, vrem să spunem, facem parte și venim de la 200 de kilometri până la Viena. De la noi din Linz au plecat oameni când dumneavoastră ați fost pus la vot să fiți votat ca președinte al României și au plecat oameni să vină la ambasadă în Viena ca să vă voteze pe dumneavoastră. Nu a fost posibilitate pentru unii să voteze în Viena și s-au deplasat în alte orașe din alte țări. Și v-am susținut. Vă rugăm, în numele comunității române din Austria, aici sunt adunați mii de oameni, vă rugăm frumos, personal, să interveniți și să rezolvați problema. Stimați frați și surori, stimați frați și surori, stimați creștini, am făcut apel la Guvernul României, am făcut apel la președintele României. Cerem celor din Norvegia să dea copiii înapoi în familia Bodnariu. Doamne Vernet, dă copiii înapoi! Fac o solicitare pentru ca să putem să susținem mai departe pe Marius și Ruth, frați și surori, toți care doriți. Mâine este o zi în care vom merge la biserici, indiferent de confesiunea pe care o avem. Haideți mâine, la timpul nostru de rugăciune, să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină. Cred că nu voi cere prea mult dacă vom intra înaintea lui Dumnezeu și vom înălța și zile de post înaintea Domnului, ca Dumnezeu să dea la o parte acest demon. Vă salut pe toți în numele Domnului și zic din toată inima ca Domnul și Dumnezeu să binecuvinteze toată comunitatea română din Austria. Și nu numai, de pretutindeni. Vă salutăm pe toți. Jedermann hat das Recht auf Gedanken, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen. Und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden. Niemand, Paragraph 2, darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, beeinträchtigen würde. Paragraph 3, die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der Öffentlichkeit, der Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit oder der Grundrechte und Freiheiten anderer erforderlich sind. Die Vertragsstaaten, auch Norwegen, verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten, die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen.
möchte noch einen Artikel vorlesen, den Norwegen unterzeichnet hat. Und wir möchten Norwegen bitten, sich daran zu halten, was auch unterzeichnet wurde. Der UN-Sozialpakt regelt Artikel 13 Absatz 3 wie folgt. Die grundsätzliche Wiederholung in Artikel 18 des UN-Zivilpaktes sollten auch für Staaten, die nur diesen Pakt ratifizieren, die Verpflichtung festschreiben, die Wünsche der Eltern und anderen Erziehungsberechtigten auf dem Gebiet der religiösen und sittlichen Erziehungen zu respektieren. Ich bitte auch die österreichische Regierung, sich einzusetzen. Wir als Staatsbürger haben sie gewählt und wir bitten auch den Außenminister, Herr Sebastian Kurz, sich einzusetzen. Wir schätzen ihn sehr. Er setzt sich ein, er ist ein Mann der Integrität und wir bitten Sie, Herr Außenminister Sebastian Kurz, sich einzusetzen in diese Angelegenheit, die uns allen stark am Herzen ist. Wir haben eine Botschaft an Barnevernet und die ist folgende. Die Art und Weise, wie sie mit den Rechten der Kinder, denn die Kinder haben auch Rechte, die Art und Weise, wie sie mit den Eltern umgehen, die Art und Weise, wie sie Familien schätzen, ist nicht in Ordnung. Und daher bitte ich Sie, da wir sehen über verschiedene Fälle, wie sie mit Bürgern aus anderen Ländern umgehen, die versuchen, sich in Norwegen zu integrieren. Wir bitten Sie, sich ein Vorbild zu nehmen an Österreich. Die Art und Weise, wie die österreichische Behörde vorgeht, ist ein Beispiel für Norwegen. Die EU, Europa, steht auch für Vielfalt. Und Vielfalt bedeutet, dass man andere Kulturen schätzt, dass man andere Kulturen respektiert. Es geht mehr, sondern dass man auch andere Kulturen, auch Toleranz den Kulturen ist. Und das bedeutet, wie es auch so ist, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen, dass es da Unterschiede gibt. Und genauso auch Fälle aus Indien, aus Russland, Litauen, Rumänien, Tschechien, Leute, die in Norwegen leben, dass man auch darauf eingehen soll. Es ist keine Lösung, die Kinder den Eltern wegzunehmen, sondern investiert in die Familien. Barnevernet, investiert, zeigt den Eltern, wie man das machen soll. Aber nicht wegnehmen, das ist keine Lösung. Gesunde Familien brauchen gesunde Werte. Und wir wissen, gesunde Werte sind die christlichen Werte. Der Liebe, der Gerechtigkeit, der Wertschätzung, des Respektierens des Anderen. Und dafür stehen wir ein. Deshalb sind wir hier, gemeinsam uns zu vereinen und zu sagen, lasst sie frei. Lasst sie frei! Lasst sie frei! Lass 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 sie frei! Vielen Dank für eure Vielen Dank, dass ihr da seid! Vielen Dank, dass ihr mit Herz und mit Leib und Seele dabei seid. Und das ist wichtig so. Wir können einen Unterschied machen. Deine Stimme, deine Gegenwart hier macht einen Unterschied. Danke. Über diese Botschaft, von denen wir stehen jetzt. Wir sind eine von vielen Demonstrationen, die bis heute schon stattgefunden haben. 2 Minuten, 4 Minuten.
perfectă, îl avem pe Marius Bodnariu din Norvegia direct și încercăm prin instalația noastră, prin microfonul de la telefon, să vă spună câteva cuvinte cel pentru care ne-am adunat aici să-l susținem pe el și casa lui. Deci vă rog să păstrați puțin liniște, o tăcere profundă și să încercăm dacă funcționează metoda aceasta. Marius, te rugăm. Pacea Domnului. Vă dorim tuturor pacea Domnului. Pentru noi orice atenție este prea mult, de aceea vrem să dăm slavă Domnului și El să fie în centrul atenției. Azi dimineață mă gândeam că este un moment, este o oportunitate de trei zile, atât a noastră cât și a tuturor celor care Dumnezeu le-a făcut de cunoscut aceasta. Mă gândeam la poporul Israel în Egipt. A venit un moment când au trebuit să se hotărească dacă sunt ai Domnului și trebuie să se ridice și să se desprinde de lumea care s-a obișnuit și să plece spre Canaan, să-și îndrepte privirile spre Domnul sau dacă vor să ignore ce se întâmplă și să se complacă în modul în care s-a obișnuit cu viața în Egipt. Mă gândeam că dacă nu ne trezim acum, mi-e teamă că inimi se vor răci, se vor împietri mai rău decât a fost înainte. Dar eu cred și nădăjduim că Dumnezeu va trezi pe copiii lui și va uni biserica. Este un lucru pentru care noi ne-am rugat ani de zile ca Dumnezeu să trezească biserica, în special aici în Norvegia. Ne-am rugat foarte mult pentru asta și credem că Dumnezeu răspunde. Suntem încredințați că copiii noștri sunt bine, că pentru ei avem cea mai mare grijă acum și vrem să vă mulțumim frumos și vrem să mulțumim Domnului că v-a pus pe inimă să faceți aceasta pentru noi. Îi dăm lui slavă și vă mulțumim din nou. Te iubim, Marius. Marius, noi suntem doar câțiva aici și toți suntem mădulare aceluiași trup. Hristos este capul acestui trup. Noi suntem biserica. Suntem alături vouă, de aici, din Austria, din toată Europa și din toată lumea.